dori să ajungem la ceva, îmi frumos să treceți în sală. Da, dar la prima intervenție, dacă nu poți, te rog să mă elibereze din sală. Mai puțin, două secunde. Fără, este ședință extraordinară, nu vă dau cuvântul. Este publică. Da, dar aveți dreptul să luați cuvântul în ședințele ordinare. Ședințe extraordinare, aveți dreptul să participați și înscris puteți să vă adresați. Păi nu, înscris am făcut pe celele înscris de acum două luni de zi. Deci, data de 9 și nu am primit niciun răspuns. Din vedere juridic, vă răspunde compartimentul juridic. Păi nu am primit niciun răspuns, că tocmai deci, asta am făcut pe ședințe. Este cât se poate de civilizată. La fel este, că dumneavoastră sunteți nelegitimi aici, cu 36% din populația municipiului Lugoj, nu puteți dumneavoastră să îndepărtați nouă celor care suntem majoritari cu 63%, ca să vă acceptăm toate prostiile dumneavoastră. Am și o obiecție, la ceea ce s-a propus. Poporul este greșit ales la locație, pentru că suprafața este foarte mică și propun ca locația pentru obor să se facă la intrarea în municipiul Lugoj, în partea dreaptă. Dar nu mai puțin să termin de spus. Vreau ca... Deci nu mai să dau cuvântul, că nu suntem la serință publică. Păi tocmai că e public, asta vreau. Deci vreau ca locația aveți dreptul să participați la ea printr-o ședință extraordinară. Păi să încheia ședința extraordinară, Înainte de pauză s-a încheiat ședința extraordinară. Ședința extraordinară se termină când se termină. S-a încheiat înainte de pauză. Acum a început ședința... Deci rugămintea mea este să vă opriți. Nu, eu vreau acum, că acum se discută problema. Să vă scrieți la cuvânt. Problema despre obor acum se discută. Data viitoare o fie alte probleme. Vreau să spun doar atât. Vreau să spun doar atât. Vreau să spun doar atât. Sunt cetățean al României, la articolul 16 din Constituția României, dacă nu știți să-l citiți. Și vreau să spun că locația, vreau ca noi. Deci vește pe toți aici. El știe tot. Dar articolul 16. Fără cum să le bagi. Dar articolul 16 din Constituția României, vreau să se precizeze. Nu, dar vreau să știe tot. Nu știe nimic. Și mai nu mai puțin, eu v-am invitat la o ședință ordinară cu drag. Nu am nimic împotriva dumneavoastră, da, o ședință extraordinară, aveți dreptul public să stați liniștit, nimeni nu vă poftește afară. Fără să vă scrieți la cuvântul. Conform legii. Cu 36% reprezentativitate. Da, revin la autorarea de ședință. Domnul infractor. Da. Aș avea și o propunere. Am înțeles că cea legată de...